Vernisaj turistic, Republica Moldova. Rezervația cultural-naturală și peisagistică Orheiul Vechi reprezintă un complex de monumente istorico-culturale și natural-peisagistice din defileul râului Răut. Alcătuirea geologică a zonei este de o rară frumusețe și de o originalitate deosebită. Înălțimea versanțelor abrupți, atingând cote absolute maxime de 170-180 de metri. În cadrul rezervației sunt atestate numeroase vestigii arheologice, valuri de pământ, șanțuri adiacente, construcții arhitecturale din piatră, care denotă prezența omului în acest spațiu din timpuri străvechi și care sunt integrate organic în mediul natural din zona Orheiului Vechi, formând un peisaj cultural veritabil. Coloritul deosebit și unicitatea rezervației cultural-naturale și peisagistice Orheiul Vechi sunt determinate în mare parte de prezența complexelor rupestre în stâncile de calcar sarmațian din preajma satelor Butuceni și Trebujeni. Originalitatea rezervației este dictată în mare parte de prezența în acest cadru a localităților rurale Trebujeni, Butuceni și Morovaia, care au păstrat un habitat tradițional și bine conservat. Zona Orheiului Vechi este considerată capitala pensiunilor agroturistice din țară, unde turiștii pot savura din specificul bucătăriei naționale, fiind totodată una din cele mai vizitate locuri turistice din Republica Moldova.